Nicola Staubman s-a arătat îngrijorat și de faptul că amendamentele la cele două legi au fost adoptate fără dezbateri și fără consultări cu instituțiile direct vizate. Common sense tells us that a law that would make it nearly impossible for police to conduct a search without notifying the suspect first, for instance in a drug case, is a bad law. I'm quite concerned, for instance, about recent moves by the Parliament to weaken the ability of prosecutors and law enforcement officials to combat a wide range of serious crimes, including bribery and corruption. Președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu, deși a recunoscut deficiențele legilor, a criticat afirmațiile ambasadorului Statelor Unite la București. Domnia sa și-a obținut postul de ambasador într-un mod care în România și în Europa ar fi considerat act de corupție. Domnul ambasador Taubman și-a obținut postul în urma sponsorizării campaniei electorale a președintelui George Bush. Nu știu care sunt standardele politice și morale și legale din America, dar în orice caz în România așa ceva ar fi considerat ca un act de corupție și un act imoral. Cunosc problemele legate de proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților și mai mult decât probabil președintele îl va trimite la reexaminare. Dar îl va trimite la reexaminare pentru că noi românii considerăm acea lege proastă. În ce privește pe ambasadorul, nu e prima oară când depășește limitele mandatului unui diplomat.